Centenarul României a fost marcat astăzi de încă un eveniment. Bustul lui Avram Iancu a fost amplasat în holul Parlamentului la cererea Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu. Am trimis și noi o echipă la Camera Deputaților pentru a surprinde acest moment omagial dedicat celor 100 de ani de românism. Astăzi, cu bucurie, românilor veniți, pe Iancul în Parlament, voios să-l însoțiți. Ziua de astăzi, 19 noiembrie 2018, este o zi importantă pentru toți moții, pentru Țara Moților și mai ales pentru Parlamentul României. Astăzi, cu doar câteva zile înainte de sărbătoria Marei Uniri, de la 1 decembrie, avem bucuria și onoarea că aici, în Parlamentul României, să dezvelim bustul marelui erou Avram Iancu. Simpla rostire a numelui Avram Iancu trezește în fiecare român sentimentul de patriotism și mândrie națională. Pentru că Iancu este cel mai tânăr și cel mai iubit erou național al tuturor românilor. Pentru că Avram Iancu și-a jertfit viața pentru drepturile și libertățile poporului. Pentru că Avram Iancu a întins mâna dușmanilor pentru înțelegere. Să audă mulți. Marele erou Horia a spus înainte ca să fie tras pe roată, mor pentru popor.